Bună ziua, bine ați venit la contributors.ro. La începutul discuției aș vrea ca dumneavoastră să fiți cel ce face o scurtă descriere a cărții Al patrulea zid. Bonjour, soyez le bienvenu à contributors.ro. Pour commencer, j'aimerais que vous fassiez un résumé du livre pour le lecteur roumain. Alors c'est l'histoire d'un Français qui s'appelle Georges. E povestea unui francez pe care îl cheamă George. George, c'est mon deuxième prénom. George e al doilea prénom al meu. Il est metteur en scène de théâtre. Este regizor de teatru. Et il veut, il a envie, il espère pouvoir monter la pièce de théâtre qui s'appelle Antigone. Și vrea, și dorește foarte mult să pună în scenă piesa de teatru Antigona de Jean Anouilh. Il veut monter cette pièce à Beyrouth, au Liban. Și vrea să o pună în scenă la Beirut, în Liban. Sur la ligne de front. Pe linia de front. Et il veut que chaque camp en guerre. Și vrea ca fiecare parte a celor care sunt în război. Offre à la pièce l'un de ses fils ou l'une de ses filles. Să dea piesei unul dintre fii sau pe una dintre fiice. Donc il ne s'agit pas de remplacer la guerre par le théâtre. Deci nu e vorba să înlocuiești războiul prin teatru. Mais il s'agit que la guerre cesse pendant une heure et quart. Ci ca războiul să înceteze timp de o oră și un sfert. Ça c'est ce qu'il essaye de faire, c'est ce qu'il va essayer de faire. E ce încearcă să facă și va încerca să facă în roman. Mais ce qui ne sait pas encore, George. Dar ce nu știe încă George. C'est que nous sommes en 1982. Este faptul că suntem în 1982. En juin, il y aura l'invasion israélienne du Liban. În iunie va fi invazia israeliană în Liban. Et en septembre 82. Și în septembrie 1982. Il y aura les massacres de Sabra et Shatila. Vor fi les camps palestiniens par les chrétiens libanais. Masacrele taberelor israeliene. Donc ce livre, c'est la tentative de George de monter cette pièce. Deci această carte este încercarea lui George de a pune în scenă această piesă. La tentativă. Încercarea. Este războiul și violența sunt peste tot prezente în carte. Scenele La violence et la guerre sont présentes sont présents partout dans le livre. Scenele de violență și de război sunt foarte bine descrise, foarte precis descrise. Sont très précisément décrite afin il y a des détails qui surprennent. Atât de bine încât cititorul este forțat el însuși să le trăiască. Ce qui fait que on a l'impression que le lecteur est forcé de les vivre lui-même en lisant. Și nu este comod pentru el. Et c'est pas tout à fait une position commode pour un lecteur. Cum ați scris această carte? Comment avez-vous réussi à écrire ce livre? Produceți acest efect? Comment avez-vous fait pour produire ces effets? D'abord, je n'aurais jamais écrit ce livre si je n'avais pas été dans cette guerre. N'aș fi niciodată scris această carte dacă n'aș fi participat eu însemi la război. Je n'aurais pas écrit ce livre, je suis journaliste, si je n'étais pas entré. N-aș fi scris această carte, sunt jurnalist, dacă nu aș fi intrat dans les camps de Sabra et Shatila pendant les massacres. În taberele de la Sabra și Shatila în timpul masacrelor. C'est parce que j'ai été correspondant de guerre pendant 23 ans. Tocmai pentru că am fost corespondent de război. C'est parce que je suis entré dans le camp avec les femmes, les enfants et les vieillards massacrés. Am intrat în tabere și am văzut femeile, copiii, bătrânii masacrați. C'est parce que j'ai vécu ça que j'ai écrit ce livre. Tocmai pentru că am trăit asta, am scris această carte. Donc je me suis pas renseigné sur la guerre. Nu m-am documentat despre război. J'ai vécu cela. Am trăit asta. Et la position inconfortable du lecteur? Și poziția prea puțin confortabilă a cititorului? C'est la position inconfortable que j'ai vécu moi. Este poziția deloc confortabilă pe care am trăit-o eu. Et ce que je voulais, c'était la partager. Și ceea ce îmi doream era să o împărtășesc cu el, cu cititorul. Cum scrieți? Comment écrivez-vous? J'écris pour je suis journaliste et auteur. Sunt jurnalist și autor și scriu j'écris pour le journal Le Jour. Scriu pentru ziarul Le Jour. Et pour la fiction La Nuit. În timpul zilei și scriu ficțiune în timpul nopții.
Et pour ce livre-là, dans les, pour les moments de ce livre, les plus durs de ce livre. Pentru momentele cele mai grele ale acestei cărți. Je prends le train, je m'en vais. Iau trenul și plec. Je m'enferme dans un hôtel. M'închid într-un hotel. Et pendant 10 jours. Și timp de 10 zile. Je reste seul. Sunt singur. Et j'écris, c'est-à-dire que on ne peut pas écrire les massacres de Sabra et Shatila. Nu putem scrie masacrele despre masacrele de la Sabra și Shatila. On ne peut pas écrire les enfants morts. Nu putem scrie despre copiii morți. Dans une maison, j'ai deux filles. Eu am două fiice. Je peux pas écrire ça avec les filles qui me demandent à quelle heure on mange. Despre asta cu cele două fiice ale mele care îmi pun uneori întrebarea la ce oră vom mânca. Je peux pas écrire quand il y a de la vie. Nu pot scrie când e viață în jur. Je peux pas écrire quand il y a des jeux autour de moi. Nu pot scrie când sunt jocuri în jurul meu, donc, când copiii se joacă. Donc pour écrire ces pages-là, il a fallu que je m'isole. Deci, pentru a scrie aceste pagini, a trebuit să mă izolez. Pour retrouver le silence de mort. Ca să regăsesc liniștea morții. Et je laisse tout revenir, tout remonter. Și las atunci totul să se întoarcă, parce să revină. Parce que tout est en moi. Pentru că totul e în mine, tout est încă prezent. Tout est intact en moi. Intact, neștierbit. Ați vorbit odată de teama de a nu mai găsi un interes pentru pace, de a nu mai înțelege pacea, de a pierde legătura cu simțul comun. Du manque d'intérêt de la paix, du fait que l'on peut... De a nu mai înțelege pacea, de a pierde legătura cu... Qu'on ne peut plus comprendre la paix, qu'on perd la liaison avec... Contact avec le paix, avec le sens commun, c'est une peur de perdre ça. J'ai vécu ça. Am trăit asta. J'ai vécu ça, ça veut dire que... Adică... C'est pas la difficulté de revenir en paix. Nu e greu să te întorci acolo unde e pace. C'est que concrètement on quitte un endroit. Efectiv, părăsim un loc. Où des femmes traversent la rue sous les balles. În care femeile trec strada sub pour aller chercher de l'eau pour boire. Ca să caute apă. Elles peuvent mourir pour de l'eau. Și pot muri voind să bea apă. Et à 4h30 d'avion de là, și la o distanță de 4 ore și jumătate de avion, j'avais ma fille. O aveam pe fiica mea. Qui pleurait parce qu'il y avait plus de Coca-Cola. Care plângea pentru că nu mai era în casă Coca-Cola, je ne supportais pas. Și nu mai suportam. C'est-à-dire que revenir en paix, c'est accepter. Atentoarce în pace, înseamnă să accept qu'un enfant puisse pleurer, copil poate să plângă, puisse faire la gueule, sau poate să facă mutre, parce qu'il manque de lait, de coca, pentru că ou nu de mai are lapte, sau nu mai are Coca-Cola, sau nu mai are bomboane. Et c'est ça que je n'arrivais plus à vivre ça. Nu mai puteam să trăiesc asta. Dans le livre, à un moment donné, în carte, la un moment dat, La fille de Georges fait tomber sa glace au chocolat. Scapă înghețata de ciocolată și plânge. Et Georges ne supporte pas ce pays où on pleure pour une glace au chocolat. Nu suportă țara în care se poate plânge pentru că am scăpat o înghețată de ciocolată. Am trăit asta. Mais moi, dar eu, l'histoire de la glace m'a fait arrêter de continuer la guerre. Povestea asta cu înghețata m-a făcut să mă opresc. Și să nu mai continui cu războiul. C'est-à-dire que je adică ce jour-là, j'ai grondé ma fille très fort. Am certat-o foarte tare pe fiica mea. Et elle me regardait avec de la peur dans les yeux. Și m-a privit cu multă teamă. C'est comme si j'avais ramené la guerre avec moi. E ca și cum aș fi adus războiul cu mine când am certat-o. C'est comme si j'étais la guerre. Ca și cum aș fi fost războiul pentru ea. Et le regard de cet enfant, je le connais, c'est le regard des enfants qui ont peur sous la guerre, pendant la guerre. E privirea copiilor în timpul războiului.
Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est cette glace au chocolat, ça m'a arrêté. J'ai ghetsate de chocolat, m'a fait ça m'a presque. Et Georges, lui, ça lui fait continuer. Pe el, în schimb, l-a făcut să continue. C'est-à-dire que je lui offre à Georges, dans ce livre-là, adică i-am oferit lui George, d'aller là où je ne suis pas allé. Posibilitatea să merg acolo unde eu n-am mers. Et de ne pas revenir. Fost, și să nu se mai întoarcă. Moi, je suis revenu. Eu, în schimb, m-am întors. Există o scenă cu fiica dumneavoastră și cu un clown. E un clown? Este reală scena? Est-ce que cette scène-là est réelle? Elle est vraie. Tirée de la réalité. Elle est vraie. Et e adevărată. Et ma femme de l'époque a mis les enfants à l'abri. I-a adăpostit pe copii. Parce qu'elle avait peur de moi. Pentru că era teamă de mine. J'avais rapporté de la barbarie en moi. Adusesem cu mine barbarie. Folosiți piesa Antigona. Vous utilisez la pièce Antigone. A lui Jean Anouilh. De Jean Anouilh. Este o tragedie care trebuie să explice o altă tragedie. Doit expliquer notre tragédie. Există o mulțime de legături între cele două tragedii. Care sunt aceste legături? Quelles sont les connexions qu'on peut faire? Cele mai pregnante. Les plus importantes, mettons. Les connexions les plus importantes entre la pièce, la tragédie, la procès de tragédie dans l'Antigone et le guerre du Liban. C'est ce que vous avez dit. C'est d'abord ce qui est important, c'est que je crois, c'est que je ne parle pas de la guerre du Liban. Nous vorbesc despre războiul din Liban. Je parle de la guerre. Vorbesc despre război în general. Le Liban est un théâtre. Je comprends. Mais le vrai pays de ce livre, c'est la guerre. Dar adevărata țară a acestei cărți este moi, ce qu'il a fallu que je trouve, c'est un moyen d'envoyer Georges au Liban. O modalitate de a-l trimite pe George la război. George voulait pas que ça soit un journaliste. El nu voulait pas que un journaliste. Je voulais pas que ça soit un soldat, ça ne m'intéresse pas du tout. Nu voia nici să fie un soldat. Donc ce que je voulais c'est qu'il soit artiste. Era să fie un artist. Ce que je voulais c'est justement qu'il monte cette pièce au Liban. Era tocmai asta să pună în scenă această piesă în Liban. Et ce que je voulais c'est qu'il ne s'en sorte pas. Și să nu reușească. Je comme Anouilh. Așa cum Anouilh. Et moi. Și eu. De façon parallèle. În paralel. On va promettre tous nos personnages à la mort. Le vom trimite pe toate personajele noastre la moarte. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que. Și ceea ce m-a interesat. Moi, je mets en scène Georges. En tant qu'auteur. Eu îl pun în scenă pe George ca autor. George met en scène Antigone. George îl pune în scenă Antigone. Mais on se trompe tous les deux. Dar amândoi ne înșelăm. Celui qui met tout en scène, c'est la guerre. De fapt, războiul pune în scenă totul. Y a un moment donné où je ne maîtrise plus et où George ne maîtrise plus. Nu mai stăpânesc, nici eu și nici George. Donc les liens entre Antigone deci, legăturile între et Antigone, cette guerre-là, c'est d'abord la résistance. Sunt mai întâi rezistența. Qui est le résistant? Est-ce que c'est Antigone ou est-ce que c'est Creon? Cine e cel care rezistă? E Antigona sau Creon? Creon. L'autre rapport, c'est la terre. Cealaltă legătură este pământul. Antigone couvre de terre son frère. Antigona l'acoperă pe fratele ei cu pământ. Et au Liban, on parle de la terre du Liban, on parle de la terre de Palestine, on parle de la terre d'Israël. În Liban vorbim despre pământ, pământul Palestinei, al Israelului. Et l'autre chose, c'est ce qui me touche, c'est que tout le monde peut lire cette pièce de façon différente. Care mă atinge, mă emoționează, e faptul că fiecare dintre noi poate să citească această piesă în alt fel. Il y a des gens qui pensent que la résistance c'est Antigone. Cred că cea care face rezistență este Antigona. D'autres qui pensent que le résistant c'est Creon. Cred că cel care face rezistență e Creon. George, il a Creon et Antigone en lui. Și George îi are pe cei doi în el. Și pe Antigona și pe Creon. Et dans la vie, dans notre vie à tous, în viața noastră a tuturor,
Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui on laisse parler, Créon pe ou Antigone. Lăsăm să vorbească pe Creon sau pe Antigone. J'espère que c'est Antigone. Eu sper că e pe Antigone. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că o să sper să fie o carte foarte vândută în România. Aș vrea să discutăm puțin și cu dumneavoastră ca jurnalist. Avec vous le journaliste cette fois-ci. În România tema centrală, tema publică centrală este corupția. Ce rol a avut această temă a corupției în alegerile pentru europarlamentare în Franța? A eu pendant les élections pour les europarlementaires en France. Alors moi je le mot corruption pour nous c'est un mot fort, c'est un mot trop fort. Cuvântul corupție pentru noi în Franța e un cuvânt cam tare. Mais c'est-à-dire que moi, je travaille au Canard Enchaîné, qui est un hebdomadaire satirique. C'est-à-dire qu'on trouve que le rire est plus violent que le point d'exclamation. Adică ce vrem noi să transmitem e faptul că râsul e mai puternic decât un semn de reclamări. Et nous, ce qu'on veut être, c'est une sorte de vigie, c'est une sentinelle républicaine. Și ce-am vrea noi să fie este o sentinelle, vigie républicaine. Sentinelle républicaine. C'est-à-dire que c'est un journal de gauche, traditionnellement. Il y a un ziar de stânga. Anticlérical, traditionnellement. Anticlérical, fiind tradițional. Mais nous notre travail, c'est de débusquer. Dar munca noastră este să găsim, să défrichăm. Ceux qui jouent avec la légalité, ceux qui jouent avec la loi. Să găsim pe cei care se joacă cu legea. Ceux qui jouent avec notre argent. Care se joacă cu banii noștri. Ceux qui jouent avec la morale. Și cu morala. Qu'ils soient de gauche ou de droite. Fie că ei sunt de stânga, fie că sunt de dreapta. C'est-à-dire qu'un ministre de gauche. Adică un ministru de stânga. Qui prend de l'argent. Illégalement, care ia bani, primește bani în mod ilegal, on le frappe avec autant de force qu'un ministre de droite. Cu aceeași forță cu care am lovi un ministru de dreapta. Et le problème, c'est qu'en France, les partis politiques sont financés. Partidele politice sunt finanțate. Mais on n'a pas droit de donner plus qu'une certaine somme. Dar nu avem dreptul să dăm mai mult de o anumită sumă, să depășim o anumită sumă. Et donc chaque parti essaye d'avoir plus d'argent par tous les moyens. Încearcă să câștige, să adune cât mai mulți bani prin orice mijloc. Et nous, ces moyens-là, on les traque. Și ce căutăm noi sunt tocmai mijloacele să... Et donc... Le monde auquel le monde dont je rêve, c'est un monde dans lequel le Canard Enchaîné n'existe pas. Il y a lumea în care revista Canard Enchaîné n-ar exista. Parce que chaque semaine, lorsqu'on le fait, ce journal, când facem acest ziar, on n'est pas heureux de ce que l'on publie. Nu ne fericește ce publică. Ça nous met en colère. Împotrivă ne enervează, ne întristează. Et des fois, des fois, nous avons une grande lassitude. Simțim așa o mare plictisală, o mare lene. C'est-à-dire que même lorsque quelqu'un que l'on aime bien, un député qu'on aime bien, chiar și un deputat care ne place, ou un ministre qu'on aime bien, sau un ministru care ne place, quand il fait quelque chose qui ne va pas, când face ceva ce nu e corect, on dit non, pas toi. Nu, și tu. Et tant pis. Da, cu adevărat. Și totuși au existat extrem de puține condamnări la închisoare pentru probleme cu cheltuielile publice. D'emprisonnement pour ces raisons-là. Zéro. On gagne tous nos procès. Non, il y a eu très peu d'emprisonnement en France. En France, pour ces raisons-là de problèmes d'argent public dépensé. Non, c'est-à-dire que. Illégalement, enfin. Oui, mais nous,
par exemple, sous le régime Sarkozy, l'ancien régime, on a fait tomber quatre ministres. Quatre. Ah oui. On a fait tomber un ministre qui se servait de l'argent public pour s'acheter des cigares. Care se servea de banii publici ca să-și cumpere trabuci. 2000 euro par mois. 2000 de euro pe lună. C'est rien. E puțin. Mais c'est un principe. Da, e vorba de un principiu. On a sorti cette histoire. Am scos la suprafață această poveste. Il est obligé de quitter son poste. Și a fost nevoit să renunțe la poste. On a fait tomber aussi. Am dat afară. Notre ancien ministre des Affaires étrangères, și pe fostul ministru de Affaires étrangères, qui pendant la rébellion en Tunisie, care, în timpul rebeliunii din Tunisia, était invité avec sa famille, era invitat împreună cu familia, par le président tunisien. De către președintele tunisien. C'est-à-dire que invité, c'est-à-dire que son avion, adică avion survolait les émeutes, a survolat mișcările populare, et elle était tout frais payé à l'hôtel. Și familia s-a instalat. L'avion tout frais payé. Toate cheltuielile plătite. Par le gouvernement tunisien. De către guvernul tunisien. Ça, on l'écrit. Elle n'a pas été en prison. Mais elle a perdu son poste. Nu a fost trimis la închisoare, dar și-a pierdut demisionné. Postul, a demisionat. Il y a des Français, il y a des hommes politiques français qui sont allés en prison, bien sûr. Care, puteți să-mi dați niște exemple? Care au fost închiși. Puteți să-mi dați câteva? Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples? Oui, enfin, ce sont des noms que l'on ne connaît pas ici, mais Monsieur Noir, Monsieur Carignon, sont des gens qui, à un moment donné, ont joué avec l'argent public et ils ont été emprisonnés. Publici și au fost închiși.